M-am gândit eu că trăim acum niște timpuri foarte deocheate, paradoxale. Și paradoxul este în faptul că cel care a negociat cândva, prin 2008, cea mai ieftină energie electrică pe care am avut-o în istoria statului nostru moldovenesc, cel care a lucrat pentru această țară, a adus gaz ieftin în Moldova, a adus benzină ieftin în Moldova, a scos deporturile din moldovenilor de peste hotare, a reparat cea mai principală imobilă de la noi din Moldova, președinția. Igor Dodon astăzi este secrestrat, judecat, umilit și noi suntem nevoiți să protestăm aici. Libertatea lui Dodon! Libertatea lui Dodon! Libertatea lui Dodon! Libertatea lui Dodon! Iar cei care ne bagă mâna în buzunar până la gât, guvernarea, cei care ne cumpără acum energie electrică cu 40% mai scumpă decât o cumpărăm astăzi, cei care au diversificat piața așa zisă, de fapt își fac schemele lor de îmbogățire, schemele lor personale. Cei care vând gazul cu 1200 de dolari cubul, cei care ne-au scumpit tot ce este posibil, care ne-au vândut țara totalmente, stau în vârful acestui stat și ne guvernează. În loc să iei, de fapt, ei sub dosare penale, cei ce fac astăzi, că de fapt ne duc la pezanie, duc un stat întreg în default. Ce trebuie să facă un stat? Ce trebuie să facă o guvernare? Să facă viața mai bună cetățenilor. Vă simțiți că trăieți mai bine astăzi? Păi, dar ei trăiesc mai bine. Da, ei și-au făcut viața mai bună. Da, pentru ei. Ei au vândut țara totalmente străinilor. Noi, de fapt, acum nu mai avem țară. Ei sunt guvernați totalmente de peste hotare, de comisarii europeni, de Occidentul colectiv. Și știți care este paradoxul? Că în ziua de azi, ca să acapareze un stat, nu trebuie să faci război. Nu trebuie să ai armată puternică. Trebuie să iei 1000 de studenți, să-i duci la work route, nu știu cum să zice, în America, să-i plimbi, să le arăți viață frumoasă, să iei 1000 de jurnaliști, să-i duci prin Europa, să-i faci seminare, să-i dai stipendii și granturi, să deschizi 1000 de organizații non-guvernamentale în acest stat și să cumperi tineretul cu mergele roșii și câte 100 de euro. Să iei copiii bogaților, care au făcut privatizări pe vremea în anii 90-2000, s-au dus, s-au învățat la Sorbonne și în Londra și se aduce astăzi să-i pui în fruntea țării, fiindcă lor le trebuie să fie copiii aranjați. Mai deschid și vreo 4 ministere, mai deschid agenții, birouri, lefi buni de 80-150 de mii de lei. Ei și aranjează toți ai lor. Ei trăiesc bine. Astea sunt 10% din Moldova. Restul noi ce facem? Asta este paradoxul. Pedagogilor, dragii mei, vă place ce au făcut guvernarea de azi? Vă place că v-au închis școli? Vă place cum niște granturi au făcut niște reparații, au pus niște steclopachete și acum școlile stau închise cu amătători așa mare? Fiindcă nu mai sunt copii la noi în țară și nici nu o să fie. Cum nu mai sunt nici sate la noi normale? Că nu mai este oameni în sat. Sunt numai bătrâni pensionari care sărmani nu știu ce să facă mâine ce o să mănânce. Da? Iată, printre altele de ieri s-a mai scumpit pâinea cu un leu. Cum noi o să trăim? Eu vreau să mă adresez medicilor. Dragii noștri, voi ați votat PAS-ul. Voi sunteți inteligenția, intelectualitatea acestui națiuni. De fapt, pe vremurile mele, când eu am crescut ca personalitate, inteligenția, elita unui stat erau medici, inginerii, oameni de știință, oameni din cultură. Dar acum elita cine? Guvernanții și oameni bogați, oligarhia. Deputații în Parlament, 40 de milionieri, da? Rușini, oameni buni! Oamenilor de știință.
știință, care cândva au fost elită, astăzi cine sunt ei? Academie de Științe distrusă, 18 instituții de cercetări științifice au fost închise și mai nou cireașa de pe tort fac și optimizarea facultăților noastre, Institutul Superior de Învățământ. Lor nu le trebuie oameni cu studii, nu le trebuie oameni deștepți, oameni cu carte la cap, cu scaun la cap, lor le trebuie turmă și ei să facă ce vor din acești oameni. Din păcat și asta tot. Noi, dragii noștri, eu n-am văzut nicio declarație a oamenilor de știință, cadrelor profesorale din instituțiile superioare de învățământ. Vă place că o să rămâneți acum fără studenți? Vă place că o să rămâneți fără masterat? Că nici masteratul nu o să fie imposibil să-l faci. O să trebuiască să treci diferite examene la pas. Eu tot în mâna lor, eu vreau să mă adresez față de oameni în cultură, care astăzi, iată, acum merge briefing-ul lor. Care și aici guvernarea se bagă în buzunarul lor. Vor să schimbe legea drepturilor de autor, că să iei și din părinții ăștia mici care are un lucrător în cultură. Rușine, dragii mei, eu nu știu care au fost argumentele aduse de inteligenția noastră când a votat pentru această guvernare. Eu zic jos! Jos guvernarea!